ascult. Și atunci făceam unul din două lucruri. Ori râdeam în barbă, așa, superior, și ca să mă vadă frate, ori discutam despre Sfântor cu colegul de bancă, despre predică. Asta le făceam, asta le-am făcut, am trecut pe aici. Și vă spun că toate lucrurile astea patrate, văd sunt niște de păcătoșenii, parcă odată mi-au văzut un loc, am citit. Cuvântul ăsta atât de simplu și atât de clar, face parte din ABC-ul vieții creștine. Locul Domnului nu trebuie în viață să ceară. Nici o mânie, nici o iuțime, nici o strigare. Asta trebuie să fie. Zic, eu le fac cu astea, eu le trăiesc cu astea. Și Dumnezeu a lucrat că majoritatea prietenilor cu care începuse în conflictul acela, cu care așa împinși de un spirit de turmă pe care acum nu mai pot să mi-l explic. Atunci eram atât de convins de tatăl noastră. Zic, majoritatea prietenilor mei au ajuns cam la aceeași concluzie. Dumnezeu mi-a arătat că am greșit. Nu contează că, să spun așa, s-ar putea să fie avut și un argument de bun. Nu contează asta. Contează că am greșit față de frații noștri. Contează că am greșit față de frații mai în vârstă. Sper să credești și era vorba. Și a trebuit. Și așa cum Pavel, în epistola din care am citit, mediază pocăința, rețineți, pocăința lui Onisim față de stăpânul lui, față de Filimon, la fel și frații din București, de parte de frații din București, am mediat pocăința noastră față de biserică, față de acei frați pe care i-am jignit și am ofensat în atitudinea noastră și țin minte că au venit și a fost o zi frumoasă aia. Au venit și au frații și au pus din partea noastră câteva de pocăință, câteva cuvinte de pocăință în fața lui Sergiu. Și a fost frumos. Dar știți ce a fost mai frumos? Și asta mă emoționează și acum. Vorbesc după atâția ani. Că după aia trebuie să mergem la fiecare frate în parte. Bătrân sau mai puțin bătrân. Și să încerc în afară să spun, frate, mai țin minte când am ridicat vocea atunci. Mai țin minte când am fost Ivan în față de dumneata. Deci nu am optat nici măcar nici mai duceau aminte. Iartă-mă, frate. Și fratele zâmbea, se deschidea și oare cine vătea pe mine, ne vătea pe omul. Și zicea, așa vă vrem, cum am vrut să vă vrem și vă totul pare o iubire frumoasă. Dar nu e posibil în trupul lui Hristos să te duci, să repari acolo unde ai greșit. Nu contează că ai avut dreptate sau nu. Înaintea lui Dumnezeu chiar nu contează cine are dreptate. Totdeauna, așa cum s-a mai spus aici, înaintea lui Dumnezeu e mai important gestul acelui care se umilește, care recunoaște că a greșit. Și vă rog, frații din tineri și surorile mele tinere, într-o epocă în care se pune atât de mare preț pe impetuozitate, pe forță, pe putere, vă rog, trebuie să reînvățăm și asta face de la ABC-ul creștinism, face parte de la ABC-ul creștinismului. Puterea asta cristică, dumnezeiască, dar ne-a umilit, de ce iertare. Te-a cădea literalmente în genunchi. Și nu spun gratuit vorbele astea. Mi-a povestit cineva. Fapt, fratele mea, bătrânul adunării din Târgoviște, asista la o scenă pe o vreme tinereții dumnealui, care a rămas întipărit de toată viața în minte. Doi frați se certaseră cu un subiect banal, unul dintre ei spusese o glumă, celălalt ieșise din sală, din cameră, cu foarte supărat, și atunci cel care spuse gluma aceea deplasată. Atât de mult a fost cercetat de Duhul lui Dumnezeu, încât a ieșit afară după fratele ăla. Și fratele mai, tânărul de atunci, a urmărit. Și cel care greșise, fraților, stătea în genunchi, în fața celui care îi greșise, stătea în genunchi. Și a zis, nu pot să uit astea, astea lucrurile nu se uită. De-aia zic, literalmente, e cea mai bună treabă. O spun pentru că am trecut pe aici. Și o spun pentru că cel mai emoționant moment din căsnicia mea, atunci când am văzut-o pe soția mea, în genunchi, în fața mamei mele. Mă uitam pe geam, greșise față de mama mea. E răstit, îi răspunsese răstit, așa. S-a dus, mă uitam pe geam, s-a dus și s-a așezat în genunchi, lângă scaunul ei și lătea cu mâna la mâna mamei mele și zice, hai, tare. Și plângeam în două. Asta nu e idilă, asta e realitate. Eu am trăit, eu am văzut lucrurile astea. Și vă spun că asta e cea mai bună cale. Și asta dorește Dumnezeu de la noi. Vorbesc deseori cu tineri în ultimul timp. Și văd că mulți au dorințe bune. Unii vor să ajungă misionari, unii vor să ajungă învățători biblici, alții se roagă pentru treziere. Dar când vă spun că trebuie să repare relațiile cu părinților sau cu fraților, nu mai sunt gata să meargă mai departe. Și e ușor să ne rugăm pentru treziere, e ușor să avem un entuziasm așa pentru Domnul ăsta tineresc. Dar e atât de greu să plătim prețul și vă spun prețul ăsta. Întotdeauna prețul ăsta va fi pentru cea care dorește să fie folosit pe Domnul. Ca să încerc, frate, umilește-te. Și ce dacă tu ai mai multă dreptate decât el? Treci peste asta și ce vrea, frate.
E un subiect foarte sensibil pe care vreau să-l ating. Pentru că noi, ca tine, suntem o generație care ne-am asasinat moral părinții. Nu știu că sunt cuvinte mari ăsta. Dar s-am amintit aici, așa am curaj să spun. O generație care, contestându-ne autoritatea de părinți, nemai ascultându-ne părinții, dând de pământ cu valorile lor, practic ne-am asasinat în sens moral. Am scos pe rău părinților noștri pe tema asta și eu. Trebuie să-mi cer iertare față de părinți pentru multe controverse pe care le aveam acolo. Atât de multe cazuri și nu pot să zic să le relatez așa, în general. Da? Când fete tinere, dăm străile așa frumuțe și trântesc ușa în fața mamei, da? Și spun, dar mai lasă-mă în pace, ce-mi spui mie de cum să mă îmbrac, cine să ies, ce să faci, la ce oră să mă întorc. Sunt, altele sunt valorile mele, alții au schimbat vremurile, tu nu vezi, frumuțe și mai duri. Gândiți-vă puțin la ce spuneți părinților dumneavoastră la nervi, dacă facem crizele alea de nervi și de personalitate și mai tot, ai făcut atâția copii și da, nu avem de niciunele. Se spun lucrurile astea în familie creștine? Eu știu că se spun. Înțelegeți la ce mă refer când spun că ne asasinăm moral, părinții? Mulțumiți-mi Dumnezeu și mulțumesc Dumnezeu că, că sunt încă în viață. Nu am făcut infarct sau congestie cerebrală din cauza noastră până acum. Și haideți, dacă vrem să învățăm ceva din conferința asta, ducem acasă. Și cazi în genunchi, o cădea genunchi, sărută mâna mamei și spune, mă, mică, iartă. Uite, te-am supărat. Poate chiar la conferința asta plecând te-am supărat și ți-am trântit ușa. Iartă-mă. Primește-mă tu așa cum l-a primit odinioară tatăl pe fiul risipitor. Sunt și eu un fel de un pui risipitor și eu. Și duceți-vă, iar e îndemnul meu, știi că e un subiect sensibil, știu că puțin sunt dispus să-l facă. Dar duceți-vă la frățiunii voștri mai mici, sunt din familie creștine și avem mulți frăți. Pățiunii mușchii mai mici, asurioara pe care nu puteai să o aliniți. Păi nervat în decât ăla să-i faci temele, nu? Să faci temele cu ea. Dar pățiunea că era, da, surioară, pățiunea. La surioară, dar la surioara care te-ai nervat. La frățiorul, pe care îl băteau, așa cum mi s-a întâmplat mie cu fratele meu, că odată pe zi, dacă nu porteam, parcă nu era ziua întreagă. Haide să ne întoarcem. Da, așa e. Mai doriți să râdeți după ce vă cereți iertare, pentru că ceea ce spun eu acum e greu. E greu. Te duci la frățiorul tău mai mic și spui, iartă-mă, ți-am dat pilula, ți-am dat pilula în burtă, da? Te-am bătut. Iartă-mă. Iartă-mă că a fost un exemplu rău pentru tine. Am adus reviste de-astea acasă. M-am îmbrăcat în fazul vostru. O să spui, surioarelor mai mici, da? M-am îmbrăcat cu blugi iarăși, strâng și cu talie joasă. Iartă-mă că am făcut asta. Se poate spune? Spun că puțin vă fi dispus și asta e durerea mea. Puțin vă fi dispus să... Puțin vă fi dispus să ducă până la capăt gândurile astea pe care le-au gândit. Eu nu vreau în capul meu. Și pe care foarte le-am trăit. Dar spun că mare binecuvântare așteaptă pe cei care sunt dispuși să se aplece. E foarte ușor. Nu e foarte ușor, e greu. Dar e mai ușor să te pleci înaintea lui Dumnezeu. Care încerci să-i spui, Doamne, sunt păcătoși, uite ce fac, n-a spus și nu știe nimeni. Foarte greu. Aproape imposibil pentru cine sunt și fața fratelui tău, fața părinților tăi. Acelor trei ani, trei ani pe care tu le-ai scos. Foarte greu. Eu știu, o să închei imediat. Eu știu un exemplu care, Doamne, m-a turburat apropo de relația cu părinții, de refacerea relațiilor cu părinții. Mi-aduc aminte de o fată, că am cunoscut-o, este certat foarte des cu tatălui. În genul de fată, dacă a început o discuție cu tatălui, imediat a ajuns la 100 de